Trei elevi din Sibiu au fost răsplătiți cu premiul de excelență acordat de Clubul Rotary. Ei au fost selectați dintre 10 de copii. Rezultatele lor în domeniul științelor sunt impresionante, reușind să obțină 10 de premii la etapele naționale ale unor concursuri și olimpiade. Premiile de excelență înmânate de Rotary Club Sibiu au ajuns la cea de-a doua ediție. În urma unei selecții ce s-a întins peste activitățile 10 licee, au rezultat în final 3 câștigători care au primit premii de excelență, acestea însemnând cât o tabără internațională Rotary pentru fiecare dintre ei și premiul întâi în sumă de 10.000 de ron. Am vrut prin aceasta să marcăm faptul că excelența se creează, se dezvoltă, iar noi dorim să o punem în valoare. Alexandra Boboc a obținut locul 3, iar pe locul 2 s-a clasat Cristina Pal. Marele câștigător al ediției 2011 a fost Paul Văcariu, un tânăr pentru care weekendurile au însemnat participarea la concursuri și olimpiade, iar de la multe s-a întors cu premii importante. Acum a fost răsplătit cu suma de 10.000 de lei. Cel ce-și poate trece pe CV asemenea performanțe se numește Paul Văcariu. Dar nu există atât timp să mergi la atâtea concursuri, la atâtea olimpiade? Păi, în fiecare weekend este timp destul. Puteau fi și mai multe, dar oricum, mie îmi face plăcere să mă duc la concursuri. Te-ai gândit la ce vei folosi acești bani? Da, vreau să-i păstrez pentru facultate. Fiecare din cei trei vor participa la vară la o tabără internațională oferită de Rotary Club Sibiu.